Definiția poeziei, și cred că nu o să mă contraziceți, este numirea revelată a sacrului. Dacă n-am înțeles lucrul ăsta, categoric ne vom plimba printre chiar anotimpuri, printre fenomene, și nu vom înțelege noumenul, că în fond poezia acolo ne leagă de tronul divin, ca atare. Deci numirea revelată a sacrului. Nu plimbarea printre cuvinte fără șansa cuvântului, ca atare. Și dacă tot am venit să vă citesc o tetradă. Oarbele poteci. Trec zădărniciei cele-n apărunt, de la firul colbei ultimul mărunt, până în vastitatea înaltului ocean, sub puterea sorții, valma toate sunt. Ne iubind pe nimeni ea și ne urând, totuși într-o grijă surdă, rând pe rând, urmele răpește în potrivitul ceas. Nu e ochi să vadă liniștea de când se scufundă în sânul mort a nemuri, unde a nu-i tăgada unui a fi, nici a ține minte de antecesori sau de cei ce mâine umbra-i vor sui. Veșnică aceea și aceeași veci, punct imperceptibil, rătăcire deci, zvârle și adună iluzorul zar al nemărginirii oarbelor poteci. Vă foarte mulțumesc!